Nu, zice cineva aici, uite, Diana D, zice. Da. Diana zice că linia melodică se aseamănă cu cea a melodiei de la 30 de grade. Că, să-l întrebăm pe Victor Slav, nu știu. Rola, ia, explică-ne cum se treabă. Are oarecum tendințe de asemănare, însă eu am să-l las pe Zen să vorbească despre treaba asta și să vă spună el cum de fapt cele două piese sunt diferite. Ok, ia să vedem. Bun. Zic de ce nu seamănă. Unu, pentru că așa zic eu. Asta am înțeles. Dar argumentul ăsta pentru mine nu înseamnă nimic. Bine, a doua. Fii atent, uite, în 30 de grade avem al treilea... Mai la microfon, mai la microfon, te rog. Așa. Al treilea acord care este, de fapt, treapta 5-a minoră cu răsturnarea 1-a, adică cu treapta 7-a în pasta, unde la fără glas nu există așa ceva. Este treapta 7-a în stare directă. Treapta 5-a minoră cu răsturnarea 1-a, adică cu treapta 7-a în pasta, treapta 7-a în stare directă. Treapta 5-a minoră cu răsturnarea 1-a, adică cu treapta 7-a în pasta, treapta 7-a în stare directă.